La categoria Accesarea fondurilor europene din cadrul primei ediții a galei desfășurate de Organizația pentru promovarea tradițiilor și culturii românești, primarul comunei Buzoiești Ion Tănase a fost recompensat cu premiul Gospodarul Anului. Printre proiectele de succes implementate cu fonduri europene în localitate se numără asfaltarea drumului de exploatare agricolă între satele Ionești și Podeni, în lungime de 6,8 km, în valoare de 1 milion de euro și amenajarea bazei sportive din Șerboieni, în valoare de 30.000 de euro. Am fost invitat la București, unde am primit premiul întâi ca primar al Comunei Buzoiești pentru atracția de fonduri europene. Tot în timpul mandatului meu am reușit să aduc un buldo excavator Terex, care mi este de foarte mare folosință, pentru că v-am zis o problemă care zic eu că e rezolvată în proporție de 60-70%, deci mai sunt carențe în câteva sate, sunt decolmatările de șanțuri, poduri, podețe, am mai intervenit, am mai făcut, dar totuși încă este o problemă acută. Ne mai confruntăm când sunt ploi foarte, foarte mari și, eu știu, de durată îndelungată cu anume probleme. Am achiziționat acum și o cupă specială trapezoidală pentru șanțuri, deci ușor, ușor, de aceea intenționez să iau și un greder, un autogreder tot pe fonduri europene, ca să reușim să ne rezolvăm problemele gospodărești. Absolut toate satele din comună, mai puțin în localitatea Șerboieni, unde am zis că am demarat cu proiectul pentru asfaltare, am făcut niște lucrări numai cu grederul, deci urmând ca să ne apucăm de lucrarea sus amintită. La ora actuală cât avem, știu eu, rețele de drumuri pietruite și cât sunt asfaltate? Deci asfaltate legat de drumurile comunale, deci drumurile exterioare, nu avem nimic asfaltat. Nu este nimic asfaltat, nu. Doar pietruit și... Nu, decât în localitatea Ionești-Podeni am finalizat lucrarea de asfaltare pe măsura 125, drumuri strict pentru asociațiile agricole, deci investiții în domeniul agricol, care aveți, să deservească... Aveți în plan, știu, aveți proiecte pentru asfaltarea acestor drumuri în viitor? Da, deci cum am spus, am demarat cu satul Șerboieni, mai nou știți că trebuie să ai toate utilitățile, astea sunt cerințele europene pentru continuare. De asemenea, am avut asfaltat prin Consiliul Județean o parte din localitatea Ionești și satul Tomșanca. Acum, cred că de săptămâna viitoare, o să demarez acțiunea de reparare a acestui drum pentru că este deteriorat. Continuând activitatea de atragere de fonduri europene, primarul Ion Tănase a depus încă un proiect pentru asfaltarea încă 6 km de drumuri comunale în satele Șerboieni și Vlăduța. Cu bani de la bugetul local se va construi un pod în zona Pleșești, pe râul Tunsu. Pe sate, în satul Șerboieni, am depus cererea de finanțare pentru asfaltare drumuri comunale la Târgoviște, la centrul zonal. Cu demersurile următoare, zic eu că iulie-august vom demara și lucrarea respectivă. Din acest an, Comuna Buzoiești va lua parte la proiectul Managementul Integrat al Deșeurilor Solide în Argeș și cu această ocazie în comună vor fi amplasate pubele speciale pentru gunoi. Colectarea și transportul deșeurilor și a gunoiului din localitate vor fi făcute de un operator regional.